Bine v-am găsit la interviurile de DC Medical, DC News. Sunt Val Vulcu, discut cu doctorul Rodica Niculescu de la Spitalul de Urgență Sanador. Da, doctor, cum reparăm inima? Cum se pot repara defectele structurale ale cordului acum cu tehnicile moderne, minim invazive sau chiar putem spune neinvazive? Da. Mulțumesc pentru invitație. Sigur că în clinica noastră se practică de ceva timp. Dacă mă gândesc bine, poate de prin 2014 am început cu procedurile structurale. Cea mai frecventă procedură structurală este cea legată de valva aortică. Este așa numită procedură TAVI, care pe măsură ce s-a practicat din ce în ce mai mult în mai multe centre de cardiologie intervențională, ea a devenit din ce în ce mai cunoscută, iar astăzi chiar suntem bucuroși că pacienții noștri ne întreabă, dar am putea alege procedura aceasta pentru că este mai puțin traumatizantă pentru pacienți, recuperarea este foarte rapidă și atunci ne bucurăm că încercăm să ajungem pe o linie mult mai agreată de pacienți. Cu această ocazie ei se vor prezenta mai bine și mai repede la medic și asta sigur le va aduce un nivel de viață, de calitatea vieții mai bun. Se referă practic la rezolvarea stenozei aortice care se instalează odată cu vârsta, să spunem că este una dintre cele mai frecvente afecțiuni la nivelul valvei aortice, care cu mici excepții legate de anatomie, respectiv valva bicuspidă sau alte, situații de traumatism și cu alte situații de excepție, marea majoritate a pacienților sunt totuși vârstnici, adică începând cu 60-70 și sigur grupa de vârstă cea mai ridicată, 80-85 și evident peste 90 de ani. Era o chirurgie deschisă, o nu, intervenție chirurgicală clasică, era greu de sigur, suportat. Din cauza asta pacienții se adresează, pentru că ea poate fi, să spunem, aplicată și pacienților foarte vârstnici. Este important să știm comorbiditățile pacienților, pentru că și asta ne ridică unele probleme și atunci trebuie să le rezolvăm întâi pe ele și pe urmă să putem pune valva aortică în condiții bune. Dar ca și tehnică, ea se realizează pe la nivelul plicii inghinale, printr-un loc de puncție femurală, sigur cu anumite catetere de dimensiuni puțin mai mari și care conduc până la nivelul cordului prin aortă și la nivelul aortei, valvei aortice, un dispozitiv care este alcătuit ca un stent în interiorul căruia se află niște cuspe care sunt din portițe, ca ecluzele exact din da. de la porțile de fier exact care sunt din pericard bovin sau din pericard de porc sau de bovin. Numai că ele sunt conduse practic de diferențele de presiuni. Nu există un mecanism decât altul, decât presiunile care sunt la nivelul valvei aortice. Și asta este un lucru foarte bun. Funcționează natural, să spunem. Exact, pentru că noi nu înlocuim valva respectivă, doar punem prin ea această nouă valvă. Cu alte cuvinte, traumatismul local este doar prin montarea acestei valve, nu chirurgical prin excluderea unei părți a valvei bolnave. Ceea ce, în afară de faptul că este o atitudine mai naturală față de valvă cu un traumatism mult mai mic, sigur că și timpul de realizare este mai scurt, pacienții sunt diverse modele de a practica această procedură în sensul anesteziei generale. Unii pacienți pot traversa numai cu anestezie generală. Există și grupe de pacienți care pot traversa cu o somnolență profundă, nu neapărat anestezie generală. Și acesta este unul din, să spunem, scopurile noastre următoare, pentru că
pacientul care nu trece printr-o anestezie generală se recuperează cu atât mai repede. Deci încercăm să alegem grupe de pacienți care să fie tratați ca și când am pune o stent coronarie. Am exagerat puțin, dar cam în sensul ăsta dorim. E mai complicată, dar ca impact... Exact, asupra pacientului. Eu știu, zile de spitalizare sau... Cât durează? Păi, în fond, pacientul se... În fond, pacientul se prezintă pentru o examinare preoperatorie, pentru niște teste preoperatorie, coronarografie, ecografie, sigur niște un protocol practic și chirurgical în sensul recoltării unor analize de, să spunem, cu risc de infecție pentru anumite zone, sigur un consult stomatologic foarte important ca să nu aibă focare de infecție stomatologice, pentru că teama este ca această valvă să nu se suprainfecteze, ceea ce ar duce, sigur, la risc major pentru pacient. După ce se realizează procedura, pacientul rămâne o noapte în terapie intensivă. De regulă, după examinarea ecografică de a doua zi, este condus către salon. Se urmăresc încă 2-3 zile pacienții. Una din complicațiile cele mai frecvente este necesitatea montării unui stimulator cardiac eventual, pentru că mulți dintre pacienții care au nevoie de o valvă aortică au practic tulburări de ritm, chiar tulburări de conducere și, sigur, prin vecinătate cu sistemul excitoconductor pot ajunge la bloc total. Să spunem că această complicație, că este de fapt o complicație, se poate rezolva prin montarea unui stimulator definitiv. Este un număr relativ mic de pacienți care ajung în această situație. Dacă nu au nevoie nici de stimulator, cam în a treia zi ei merg către casă. Deci în 5 zile lucrătoare maxim, da. Cel mai dificil caz este din nou acasă, își poate relua activitățile obișnuite? Da, își poate relua activitățile obișnuite în condiții infinit mai bune, pentru că circulația cerebrală și a tuturor celorlalte organe este mult îmbunătățită. De regulă, pacienții noștri au sincope, au dureri precordiale. De fapt, cum ajung? Cum exact află de insuficiență? Ca simptomatologie se prezintă la medicul cardiolog pentru sincopă cel mai repede. Deci da? Leșină. Exact. Își pierd cunoștința prin fluxul prea mic de sânge care ajunge la creier și sigur că în anumite condiții de efort se poate instala chiar această pierdere de cunoștință sau de conștiință, scuzați-mă, sau pur și simplu au fac durerea anginoase tot prin cantitatea mică de sânge care ajunge la nivelul arterelor coronare. Deci sigur, doare, pur și simplu fac angină, durere precordială. Dacă mai au și niște leziuni coronariene, cu atât mai mult se intensifică această suferință. Sunt pacienți care au doar amețeli, să spunem, care, pentru care tot așa se prezintă la medic și încetul cu încetul se ajunge prin evaluări succesive, ecografia de cord fiind cea care pune diagnosticul cu adevărat și care îl îndreaptă către un tratament. De regulă, tratamentul este, poate fi chirurgical clasic, poate fi mini-invaziv printre două coaste cu schimbarea valvei propriu-zise sau acest tratament TAVI care începe să câștige din ce în ce mai mult teren și să fie cât mai bine oferit pacienților noștri. Dar aceste dispozitive, valvele biologice, sunt scumpe, e ajutat pacientul de... Casa da, de asigurări? Da, din fericire, cel puțin în spitalul nostru, da. În sensul că ele sunt la prețuri înalte ca și valori, dar sunt susținute de Casa de Asigurări de Sănătate. Și sigur că din această cauză există câteva liste de așteptare. E posibil să se întâmple. Noi am beneficiat totuși de acest ajutor odată cu creșterea numărului de proceduri, a crescut și banii conform necesarului și firescului. Sigur, pare oricât de scump ar fi aceste valve, pare mult mai mic impactul față de o operație deschisă, clasică, în care... Sigur, tocmai de aceea există această tendință. Vorbim acum strict...
Financiar. Financiar, dar nu mai adăugăm impactul pe... Pe starea pacient, fizică a da, pacientului. Sigur, sigur. Dincolo și emoțional chiar efortul, adică mulți, cred că multora le e frică de operație. Sigur, sigur, dar sunt mulți care refuză practic o operație deschisă cu toracele deschise și sigur că am evoluat și nimeni nu-și dorește asta. Cu ce m-ați îngrijorat sau ce, de, cu această infecție dentară, ea poate surveni, eu știu, peste un an, peste doi? Sigur, suntem obligați să ne îngrijim. Suntem obligați să ne îngrijim. Așa ne poate apărea și o infecție urinară și o infecție de cu totul și cu totul altă cauză, care ar putea avea impact. De aceea... Deci nu doar atunci când se montează în... În general e bine să fim. Se mai întâmplă oricui. Sigur că da. Să spunem. Categoric. Este, în primul rând este o obligație categorică a fiecărui pacient să rezolve această problemă, dar mai ales când există tendința unor intervenții chirurgicale, chiar mini-invazive, cu atât mai mult în toate condițiile chirurgicale, să spunem. Cum se ajunge la deteriorarea vâlvei? Este practic o degenerare a valvei care se produce cu timpul. Nu din cauza unui stil de viață sau putea fi evitată, întârziată. Există determinări genetice categoric, dificil de găsit niște cauze pe care noi să le reușim să le îndepărtăm, din păcate. Reumatismul are reumatismul efect? Poate să aibă atingere la nivelul valvelor, evident la nivelul valvei aortice și mitrale. Este una din cauze, sigur că da. O altă cauză ar putea fi bicuspidia aortică. Inițial, această bicuspidie a exclus posibilitatea tratării prin procedura TAVI. Ulterior, pe măsură ce, sigur, și miniaturizarea, și tehnologia, și ingineria au reușit să facă valve din ce în ce mai performante, acum se pot trata și acești pacienți cu bicuspidie aortică, ceea ce reprezintă un beneficiu major. Acum rămâne în discuție vârsta la care acești pacienți pot fi tratați, pentru că, sigur, din punct de vedere al evoluției pacienților care au deja o implantare prin tehnica TAVI, în ultimele studii, această valvă este, să spunem, în evoluție bună 10 ani de zile, în medie, evident. Unii pacienți vor beneficia de ea mai mult, alții mai puțin. Din această cauză, pe măsură ce cu cât pacientul este mai în vârstă, nu există neapărat această problemă. Pentru că dacă își pune la 80 de ani o valvă, sigur că la 90 de ani deja sunt, mă rog, mai puțin supraviețuitor, din păcate. Deși orice valvă poate fi tratată valvă în valvă sau schimbată valva prin deci absurd. O nouă valvă în această valvă. Sigur că da. Sigur că da. Aceasta se poate realiza. De aceea, cumva, modalitatea tehnică aceasta se aplică mai ales după 70 de ani. Sunt grupe de pacienți de 55-60 de ani care beneficiază de o valvă prin tratament mini-invaziv inițial, ulterior primind o astfel de valvă prin procedura TAVI. Și atunci cumva evoluția lui este acoperită, să spunem, de tratamentul acesta. Așa cum spuneți, TAVI este un acronim... Da. Care a devenit cunoscut și exact. Dar sunt încă două proceduri valvulare mai puțin cunoscute de care se discută mai puțin, sunt accesibile la spitalul de urgență Sanador? Da, sigur că da. Este vorba în principal de tratarea valvei mitrale, da? Încă pentru valva mitrală, mai ales chirurgia clasică, rămâne. Există un grup mic de pacienți, un grup selectat de pacienți la care se poate practica așa numitul mitra clip sau acest procedeu se referă practic la o clemă, ca să simplificăm explicația, care prinde cele două foițe mitrale atunci când pacientul are o insuficiență mitrală severă. Spun că acest grup de pacienți este foarte mic, selectat, trebuie să fie selectat foarte corect, pentru că odată pus acest clip, el nu mai poate beneficia de tratamentul chirurgical clasic. Deci trebuie să fie realmente selectați acești pacienți.
Încă tratamentul de clasic chirurgical pentru valva mitrală rămâne. Aceasta este modalitatea. Se așteaptă în apropiere, unii spun că foarte aproape, o valvă pentru valva mitrală și atunci tot intervențional poate că va aduce beneficii să se producă din punct de vedere, este produsă din punct de vedere, da, dar sigur că are nevoie de niște studii și de niște studii de confirmare ca și beneficii pentru utilizarea ei. Pe măsură ce aceste tehnici intervenționale au evoluat, sigur că și pentru valva tricuspidă acest clip poate fi utilizat. De asemenea, pacienții trebuie selectați. Există și alte modele. Lumea științifică foarte inspirată a găsit anumite modele de tratare, cum ar fi niște valve cu cuspe ca la valva aortică, pe care să le punem pe vena cavă inferioară și vena cavă superioară pentru valva tricuspidă, practic ne atingând valva tricuspidă, decât, mă rog, prin acest stand la capetele ei. Sunt tot felul de modele care sunt unele în curs de evaluare, tocmai pentru a ajunge la o atitudine intervențională și cât mai puțin agresivă pentru pacient. Să scape de cuțit. Exact, da. Dar și mai ales de toracele deschise. Au și acronime, da, aceste tehnici, că astea sunt ușor de... Tric, valv... Tri. Evar și tevar sunt... Evarul și tevarul sunt niște proceduri care se adresează de data asta vasului principal, aortei. Tevarul se referă la afectarea printr-un anevrism sau printr-o disecție de aortă toracică. Evarul se referă la disecție sau anevrism de aortă infrarenal. Practic e doar această diferențiere de poziție, localizare, să spunem, da. Este un stent acoperit cu o pătură de plastic, să-i spunem, care susține peretele aortic, astfel încât disecția să fie lipită, închisă și fluxul sanguin să fie reluat corect, sau anevrismul să fie izolat, astfel încât să nu evolueze până la rupere, ceea ce sigur conduce la deces. Cum se descoperă aceste anevrisme? Au, dau semne, semnale sau doar foarte imagistica ne spune? Foarte greu unele dintre ele, pentru că în mod corect cele toracice mai pot da dureri toracice, cele abdominale mai pot da dureri abdominale, dar în marea majoritate pacienții merg la medic pentru alte probleme sau alte probleme sugerate, fie de medicul de familie, fie de alte specialități. Când își fac un eco abdominal, constată că dacă medicul se uită cu atenție, văd anevrismul de aortă. Dacă își fac o radiografie toracică, poate să vadă umbra aortei și atunci se ridică imediat suspiciunea. Sigur că diagnosticul este pus cu angio-CT de regulă. Deci, practic, ar trebui o ecografie abdominală periodic, sigur, un screening, corect. Un fel de screening. E legat de vârstă sau... Da, legat de procesul aterosclerotic principal. Evoluează cu vârsta? Da, este procesul aterosclerotic în general. Sigur că, cum spuneam, dincolo de factor genetic, există factorul hipertensiune arterială, există anumite... să spunem, statul prelungit în picioare, ridicatul greutăților. Deci munca fizică. Munca fizică exagerată. De obicei stai la birou, nu faci mișcare. Da. Hipertensiunea cu statul la birou pot și ele conduce într-un fel la afectarea aortei. Acum, sigur că fiecare avem determinismul nostru genetic asociat cu factorii noștri de risc și atunci asigur că fiecare dintre noi avem o evoluție proprie, dar dacă totuși avem în familie niște cazuri, e bine să fim atenționați, să ne căutăm periodic. Odată pus diagnosticul, sigur că tratamentul altădată chirurgical clasic cu procente mari de mortalitate, pentru că implicau reimplantarea tuturor organelor, vaselor tuturor organelor și timpul de operator era foarte lung. În contextul ăsta, faptul că acum putem introduce tot așa pe la nivelul plicii inghinale un stent acoperit și să
reduce manevrismul sau disecția este, unii ar spune, fabulos. Este într-adevăr și la un anumit interval, dacă, eu știu, se uzează, se... Nu, nu. Deci el rămâne... Nu mai trebuie înlocuit nu. Sau... El este înglobat, practic, stentat. În structura aortei, la un moment dat, cu trecerea timpului, evident. Deci e o operație... Definitivă, nu se poate scoate de acolo. Este definitiv. Pericolul și... Sigur că da. Durează toată el... viața. Sigur că da, cu toată viața. El rămâne implantat în structura noastră toată viața. Practic, miza este descoperirea acestor anemii. Miza este descoperirea, tratamentul până la această înglobare și controlul periodic în primul an categoric până la 5 ani anual. Prin tomografie în principal, prin ecografie abdominală. Sigur că aici sunt câteva grupări în sensul anevrismului infrarenal, de exemplu. Sunt grupări de pacienți care au o creștere a acestui anevrism undeva de la un centimetru pe an, ceea ce chiar dacă nu a ajuns la 5,5 centimetri, să spunem, nimic nu e bătut în cuie, simptomatologia pacientului cu durere abdominală categoric și creșterea unui centimetru, chiar dacă este de la 40 la 41, 46, 47, cu atât mai mult pacientul pe an, câte un centimetru pe an. Depinde de la ce dimensiune pleacă, sigur că da. Nu ajunge la 55, dar e clar că el are o indicație operatorie. Cu această indicație, primul lucru este angio-CT-ul, care ne poate spune lungimea anevrismului, diametrului și alte date anatomice care ne permit sau nu să facem această tehnică, ceea ce este important. Dispozitivele sunt compensate? Da, și acestea sunt tot așa prin Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, sunt valori mari financiare pe care cred că puțin și le-ar putea permite totuși. Este important să știm și aspectul arterelor membrelor inferioare, pentru că având în vedere montarea acestor dispozitive, sigur că fluxul, axul iliofemural și sigur trunchiurilor gambiere este foarte important ca să se păstreze după ce punem aceste endoproteze. Și cel mai probabil controlul tensiunii. Controlul asta tensiunii e este ușor esențial. De făcut, dar e da. Cel mai greu de realizat. Da, într-adevăr, dar este esențial pentru pacienții cu anevrisme de aortă. O valoare de tensiune mai scăzută este esențial. Atunci când valorile sunt mari, riscul de rupere este mare și sigur că în cazul descoperirii unui astfel de anevrism, iată, există și un tratament curativ. Categoric. Ar trebui căutate și anevrisme pe alte vase, eu știu, cerebrale sau... În general, sigur că există pacienți care au localizarea mai multor anevrisme, de aceea, când noi practicăm un angio-CT, solicităm ca acesta să fie făcut de la vasele gâtului până în treimea inferioară a coapsei, pentru că 20% din pacienții care au anevrism infrarenal au și anevrism de aortă ascendentă sau descendentă și atunci, sigur că această asociere trebuie să fie rezolvată pe ambele Marele nivele. Portar, legenda fotbalului românesc, Helmut Ducadam, a avut un anevrism și la momentul respectiv a fost chirurgie deschisă. Nu știu dacă astăzi ar putea rezolva pe calea... Știți cum este? Trebuie să studiem ca să spunem dacă da sau nu. Dacă, adică, da, e posibil, că... da. Dar astăzi trebuie ar fi putut rezolva astăzi, cu aceste da. Stenturi... Sigur, dacă toate se încadrează în această opțiune categoric, da. Vă mulțumesc, vă mai aștept la decizie. Mulțumesc foarte mult.